Bună dimineața din grădina Pădurea Mirabelei. Ne-am trezit de dimineață și facem lucrul nostru preferat. Prindem vise și culegem din pajița noastră comestibilă plante pentru sucul verde. Mirabelelor, haideți să ne spunem ce vom bea astăzi. Pătrunjel. Asta este un pătrunjel, iar precum vedeți este asemănător cu coala șoricelului. Ioi. Iar are un gust plăcut pentru oameni mari și pentru unii părinți sau unii copii, dar pentru unii părinți și copii nu le plac pentru că nu prea, nu-s camierea și zahărul, știu? Dar noi ne obișnuim cu gustul verde. Da. Așa, mai spune-ne, ce plante mai știi tu care o să trifoi, punem în suc azi? Care nu e bun de mâncare, dar putem să facem suc verde cu trifoi. Da. Și puteți să îl plantați, să căutați la Lidl să plantați în ghivece și o să faceți și voi suc verde. Iar acesta este măclișul iepurașului. Este aproape la fel cu fluzele ca trifoiul, doar că este un pic acru și bun de mâncare. Și suc verde și acru. Și altele? Cum îți place că e acrișor, da, și e bun. Ce mai avem aici ce punem în suc astăzi? Știi numele? Coada șoricelului este bună, o beste și după aia pui pe loni. Și este bună și la suc verde, cum am spus despre măclișul iepurașului și trifoi. Și trifoi. Mai departe, ce mai avem aici? Și la fel de bune sunt toate aproape pentru unii. Asta ce e? Și malva este bună, bună de mâncat cu miere. Și asta care miroase așa a lămâie? Poți să pui miere pe ea și când îți înflorește malva, dacă aveți, puteți să băgați în seamă și florile să le mâncați. Iar asta este lămâița. Asta am uitat cum e. Asta e lobodă. Lobodă. E nouă pentru tine. Lămâiță. Și astea? Le mai știi? Astea sunt foarte ușor de recunoscut pentru toți copiii. Și asta este ca o boboană de sal general. În loc să aveți o boboană, puteți să luați lămâiță, pentru că este ca o boboană, doar că nu este boboană, are gustul de boboană. De bomboană cu lămâie naturală. Da, și pentru mai bine decât să mănânci bombonele din alea lătunde cu zahăr, mai bine mănânci zahăr natural, bombonelele, bomboane din lămâiță, iar... Și ultimele, trei? Asta e lobodă, am spus lobodă, e foarte ușor de recunoscut, că tu nu o cunoști încă prea bine. Și asta? Lobodă, iar lobodă puteți să gustați, iar o să vă dați seama dacă este bună sau nu. O gust, tu să vezi cum se simte la gust. Bună, dar sunt sigură că la unii copii nu le plac, pentru că și mie... Îmi place foarte puțin. O punem în suc verde cu ceva fructe și lămâie. Da, și așa e mai bună. E ca dulce, ca bomboana. Și pătragilor este bună ca coada șoricelului și în suc. Așa? Iar astea de păpădie poți să le pui la fel ca coada șoricelului și pătragila. Iar la gust așa ne în suc, adică simple, nu prea bune. E puțin amară asta, dar floarea e, știi floarea? Când este floarea dulce, se numește păpădie și dacă vreți să gustați, haideți la magazinul de Mirabele.
Vă invităm și pe voi în povestea Mirabelei. Mirabelei de serviciu i-a plăcut să prezinte plantele și până la sfârșitul lunii mai vă așteptăm să prindeți visul de copii care se descurcă cu plantele și cunosc foarte multe. Da, și prind vise împreună. Vă așteptăm și pe voi să vă luați cartea acasă și să veniți în spațiul ăsta magic de grădină și învățare.